Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live, o seară importantă europeană pentru CFR Cluj, diseară, nu și pentru FCSB. FCSB merge și joacă în Anderlecht, teoretic era meciul mai important în această seară, însă cum FCSB n-a reușit mare lucru în Europa în această campanie, CFR Cluj rămâne echipa cu șanse, poate să meargă mai departe în primăvara europeană încă din această seară dacă obține rezultatul care trebuie. CFR Cluj joacă cu Sivasspor în deplasare. O să discutăm despre meciurile europene, o să mai discutăm despre campionat pentru că vine o etapă în care avem un super meci Rapid CFR Cluj. O să mai discutăm un pic și despre echipa națională și o să încercăm să vedem pentru ce l-a refuzat Federația Română de Fotbal pe Ladislau Beloni, în momentul în care negocia cu Ladislau Beloni pentru preluarea funcției de selecționer, Federația a invocat un proiect cu pasatelor pentru lipsa banilor, în cazul lui Ladislau Beloni, pentru un contract mai mare al lui Ladislau Beloni. E bine, cu pasatelor a început și este o competiție care nu interesează pe nimeni, nici măcar pe FRF. Dar, evident, acesta a fost un argument folosit de echipa lui Răzvan Burleanu în negocierile cu Ladislau Beloni. O să mai discutăm în această dimineață și despre ieșirea groaznică a lui Dan Petrescu de aseară de la conferința de presă. Iritat de întrebările Gazetei Sporturilor, Dan Petrescu l-a înjurat pe jurnalistul respectiv de mamă, un gest mizerabil al lui Dan Petrescu, dar mă rog, ne-am obișnuit cu chestia asta. În fine, discutăm despre asta, dar mai mult în această dimineață discutăm despre cariera și despre ce face acum un atacant important din istoria recentă a fotbalului românesc. Un atacant căruia îi datorez scuze. Acum câțiva ani, când juca la FCSB, l-am criticat foarte tare pentru jocul lui. Ulterior a jucat impecabil când a ajuns la CFR Cluj. A jucat foarte bine la Viitorul și datorez scuze. Scuze, George Țucudean, bună dimineața! Sunt dator cu reparația asta morală. Ce faci? Da, bine, la birou acum dimineața. Mai prins chiar la birou. Am ajuns. Ești CEO sau cum se zice acum? Sau ce ești? Care e funcția ta? Mai am până la CEO. În devenire. Așa. Nu poți să devii CEO așa peste noapte. Trebuie să-i de jos. Cum arată viața ta în momentul ăsta? Ce faci la doar 31 de ani, retras deja de 2 ani din fotbal? Viața mea? Bun, mă trezesc dimineața, așa. Mă duc la birou, îmi fac treburile pe aici, apoi o iau ușor spre, adică ajung la birou aici la fabrică. Apoi merg la hotel, care recent a fost deschis, apoi la centru spa, le iau așa în funcție de importanța lor și apoi acasă. Deci, practic, în momentul ăsta te ocupi de trei business-uri, hotelul căruia i-ai dat drumul în urmă cu puțin timp, o fabrică de mobilă, înțeleg? Da, fabrica de mobile fondată de bunicul meu, de când el a lucrat în domeniul ăsta și mă așteptam și îmi doream să ajung și eu aici după ce mă las de fotbal, deci trebuie să preiau lucrurile. Da? Pentru că este afacere de familie și apoi celelalte business-uri pe care le-am făcut în timp datorită succesului din mobilă, să spun așa. Fii atent, vreau să te întreb ceva, te provoc deja cu o chestie. Povestește-mi care a fost cea mai grea chestie pe care a trebuit să o rezolvi în săptămâna asta de muncă a ta. Dacă poți să ne spui, evident, dacă nu e un secret de business. Ca să înțelegem cu ce te confrunți, cu ce probleme te confrunți după ce ani de zile erai pe teren, încercai să driblezi niște fundași, să te demari, să dai goluri și acum cu ce te confrunți? Dă-ne, dacă ai o problemă concretă pe care ai întâmpinat-o în ultimele 3 zile. O problemă cu bună, să spun așa. Asta. Trebuia să mutăm niște camere de la hotel pentru că este... În ultima perioadă au venit foarte multe rezervări și trebuia să facem cumva să împăcăm pe toată lumea. Că am rămas, să zic, fără camere prin hotel și trebuie să facem niște schimbări. Și ce ați făcut? Cum mi-ați spus pe oameni? Că dacă aveați mai puține camere? Am reușit să facem niște camere duble, twin-uri, cum ar veni, și s-a înjumătățit numărul lor și acum am camere să le văd mai departe. Cum îți e să faci chestia asta zi de zi? E plictisitor? E o viață pe care ți-o doreai? Sau cum e? Cum te simți? Nu, știam odată că o să ajung aici, dar e o provocare. În fiecare zi e altă,
alt lucru de rezolvat. Eu acum o să mă mut în partea de producție, de mobilă. Așa. O să prea ușor lucrurile de la tatăl meu în următorii 3-4 ani. Da. Iar cu hotelul, este un business pe care noi nu l-am avut și este 24 de ore din 24. Deci nu se termină ca la fabrică, la ora 3, toată lumea pleacă acasă. Până mâine poți să gândești la rece ce plan sau ce vrei să schimbi sau dacă ai vreo problemă. Aici 24-24 se poate întâmpla la orice oră ceva și împreună cu managerul hotelului de acolo încercăm să rezolvăm, pentru că este un hotel de 5 stele și așteptările sunt mari. Uh-huh. Merge industria asta hotelieră după pandemie? Cum îți merg business-ul? Aradu este un oraș de business, nu este turistic. Avem noroc cu multe, multe fabrici și industria din județul nostru și asta ne ajută, pentru că toți oamenii, pentru colaboratorii lor, vor să le ofere cei mai buni. Și având soluția asta și hotelul de 5 stele din Arad, pentru că nu a fost până acum 3 luni când am deschis, ajută foarte mult și avem clienți destul de mult. Deci nu e o afacere care merge rău în momentul ăsta. Asta înțeleg. Nu e o afacere care merge rău. Nu pot să spun că poate sunt și alți proprietari de hoteluri la care nu le merge așa bine, dar noi am deschis hotelul în deoarece aveam foarte mulți clienți și nu găseam niciodată locuri la hotel pentru ei. Și așa a fost o oportunitate să cumpărăm un teren în centru și să facem un hotel. Inițial am vrut să facem o parcare, pentru că e centru și sunt lipsă locurile de parcare. Sincer, ți-e dor de fotbal? Hai să vedem. Sunt curios. Cum... Sau da. Te sună cineva? Te sună partea? Da, am rezolvat. De la fabrică te sună, așa. Da. Și opresc acum să nu mai sună. Gata. Mi-e dor, să știți că mi-e dor, mai am momente când mi-aș dori, când mai merg la meciuri, am așa momente în care mi-aș dori să fiu pe teren, dar până la urmă, cât a fost să fie, nu mă supăr, am realizat ceva și sunt împăcat. Dacă nu câștigam Nica, probabil că eram mai supărat. Ai 5 titluri de campion luate, unul cu FCSB, unul cu Viitorul și 3 cu CFR Cluj, dintre care la ultimul, nu mai știu, ai primit medalie sau n-ai primit? Acum câțiva ani nu primise și imediat după am ce... Am primit. Ai primit-o între timp? Am primit-o. Dar de-abia după ce te-ai plâns că nu ai primit-o, ai primit-o. Am plâns, da. Nu. La modul că după ce ai spus că n-ai primit-o. Da, știi cum sunt supărări, pentru că, uite, la CFR sunt și mă simt, da, sună, insistă, insistent. Stai puțin, te înțelegem, nu e nicio problemă, stai liniștit. Un om de afaceri poate să facă chestia asta în timpul emisiunii. Da. Așa. Am primit-o, sunt într-o relație bună, dar... Știți cum sunt nu supărările, că probabil au avut și ei meciuri, a fost complicat și au omis. Da, e ok, am primit. Fii atent, vreau să te întreb o chestie. Pentru tinerii din ziua de azi, pentru fotbaliștii și poate nu doar pentru fotbaliști, pentru sportivii de performanță care la un moment dat detectează că ceva în corpul lor nu e în regulă. Aș vrea să te rog, dacă poți, evident, și dacă nu e o chestie prea delicată și prea intimă, prea personală, să o povestești, aș vrea să ne povestești cum au început problemele tale, când au început problemele tale și problemele de sănătate care ușor, ușor te-au făcut într-un final să spui, bă, stop, gata, nu mai vreau să mai joc fotbal. Când mi-a fost mai bine și am jucat mai bine, atunci a apărut, știi? Ok, dar cum au apărut? Cum ți-au apărut? Dintr-o dată, din serie, cum? E important ca experiență de împărtășit, dacă vrei să o faci. Să știi că tatăl meu a avut VPV, s-a lăsat din cauza problemelor de inimă, dar la el era o chestie de viață și de moarte, adică putea să,
să moară pe teren. În același timp a murit un basketbalist în America și nu se făceau în România o astfel de intervenții. Okay. Iar după ce m-am născut eu, m-au dus la doctor, mi-au făcut controle să vadă dacă nu am moștenit. Este sindromul Wolf Parkinson White pentru cei care... Exact. Okay. Exact. În care e ca un bec, se aprinde de 1000 de ori și odată poate să nu se aprinde și atunci poți să faci, okay, să se oprească inima. Iar m-au dus la controle, am fost ok, n-am avut absolut nicio problemă, nu am moștenit. Uh-huh. Apoi am început să joc fotbal la toate vizele medicale, le-am făcut cu lotul național la București, în fiecare an făceam care erau la Institutul Național de Medicină Sportivă, nu am avut absolut nicio problemă. Chiar doctorița de acolo m-a recunoscut după nume și a zis: ești cumva rudă cu Dean Marius, pentru că ei știu care au probleme și da, nu sunt așa foarte mulți, știa despre asta și îmi zice: hai să te testez mai cumva mai aprofundat, mai amănunțit. Și mi-a zis că ești ok, n-ai nimic, n-ai moștenit. Apoi am avut cariera până în momentul când am ajuns la CFR Cluj, iar acolo, într-un meci, țin minte, erau minus 12 grade afară, așa, voluntari, am dat și 3 goluri atunci. M-am dus acasă și consumul de energie este mai mare pe frig decât cald. Da, corpul încearcă să regleze temperatura, da. Exact. Și stăteam în pat cu soția și cu copiii și ei dormeau, eu nu dormeam, că nu pot să dorm așa ușor după meci. Așa. M-am simțit ca o pauză, nu știu, 90% din oameni au extrasistolele astea. Ceea ce oamenii numesc palpitații, puțin, nu? Nu sunt palpitații, că palpitațiile îți bate inima. Okay. Aiurea, ai un puls mai mărit. Eu pur și simplu am simțit ca o pauză, așa, o simțeam aici, așa este senzația, simt așa ca și un gol în, aici, așa, în gât. Okay. Bun. Și una, așa, scurtă, n-am băgat de seamă, după vreo 10 minute am mai simțit o pauză așa. După vreo 3 minute iarăși, după un minut iarăși. Și am sunat masiorul, kinetoterapeutul. Da. Și zic eu, n-a răspuns, era 1 noaptea, după aia am sunat doctorul și mi-a răspuns. Și apoi, în momentul când am vorbit cu el la telefon, am făcut și un atac de panică. Simțeam așa că începe să-mi bate inima, probabil de stres. Da. Și am zis, uite, vă zic eu, îmi bate inima, nu mai se oprește. Și mi-a zis, du-te, plimbă-te, ieși afară, că era și rece afară. Plimbă-te un pic pe afară, pe balcon și, într-adevăr, în 30 de secunde mi-a trecut. Ok. Apoi a venit la mine acasă și a zis, gata, hai să mergem la spital, că mai fac vreuna de asta, cine știe ce se întâmplă. Și zice, hai să ne calmăm, să stăm un pic, poate ai lipsă de, ai pierdut foarte mult electrolit, să bei magneziu. Uh-huh. Mi-a dat ceva medicamente, că astea se pot face pe lipsă de electrolit, să okay, nu te hidratezi bine. Okay. Și apoi până dimineața am stat cu el, țin minte, am stat cu el în living pe canapea. El era cu mâna la mine la okay, pulsul. Cred okay, că vreo 3 ore a stat. Da? S-a făcut 5 dimineața și n-am mai făcut absolut niciuna o pauză de asta. Și a doua zi am zis să facem niște investigații. Am mers, am făcut analizele. Da? Noi deja am jucat, cred că sâmbătă sau duminică, și aveam un intermediar în timpul săptămânii cu Dinamo. Și am făcut analizele, dar nu erau analizele proaste sau ceva. Ok. Am mers la Dinamo, am jucat la Dinamo, am dat și gol și acolo, apoi după meci am dormit, am simțit că așa după efort că am făcut iarăși o pauză de asta. Dar nu le băgam în seamă. Am ajuns acasă la Cluj, da? M-am dus, mi-am pus holter, uh-huh, apoi mi-a înregistrat, dar știți cum este, așa, dacă ori la oricine pune holter, poate ies niște bătăi neregulate, da. Exact, și extrasistole, dar nu le-am, foarte puțin simțeam în momentul respectiv, adică o lungesc prea mult.
Apoi am dat jos holter, mi-a zis că am făcut niște extra asistele, dar sunt normale și mi-a zis, hai să vedem că am ținut și la antrenament. Și ce da, ai făcut și la antrenament vreo 100. Zic, asta înseamnă okay, mult. Da, atunci, nu e mult deloc. Nu? Ah, ok. Nu. Și am zis, domnule, hai să... Atunci mi-au intrat în cap, zic că, domnule, le fac și în efort. Și atunci am început să fiu atent și în efort și le făceam pe revenire. Eu nu... Poate că făcuse înainte sau nu făcuse, dar n-am avut niciodată, mi-a spus nimeni nimic, și nu le... Și am început să le disting în pe revenire. Da. Alergam, pulsul merge sus și nu le sesizez. Apoi pe revenire făceam între 120 de bătăi pe minut și 90 până scădea. După 90 nu mai făceam. Atunci mi-a intrat în cap și atunci de fiecare dată când jucam, nu știu, cei apropiați mă cunoșteau deja pe teren, făceam sprint și îmi puneam mâna la spate pe revenire și îmi luam pulsul tot timpul. Okay. Să-mi simt aia, nu știu ce aveam, mi-a intrat în cap așa. Și apoi, deci, practic, focusul tău deja era un pic distribuit, nu mai era neapărat 100% la meci, era către tine, către interior, către corp. Da, dar știi ce era culmea? Că țin minte că aveam atunci meciurile am avut cu Iași, am dat minutul 94 gol. Am intrat, era Alin Minteoan antrenor. Înainte de asta a fost cred că ultimele două meciuri. După aia, înainte a fost cu Conceição antrenor, tot așa dădeam goluri. Și ziceam, venea Culio la mine și deja știau toți de problema mea și îi ziceam la Culio după ce am dat gol, cred că în secunda 19 am dat gol, zic eu îi zic la ăsta să vă scoată că nu mai am dat gol, gata, mi-a făcut treaba, deci așa setat eram pe okay. Și mintea mea era pe chestia asta că știam că trebuie să dau gol și după aia să mă cer afară că eu mi-am făcut treaba și să nu ris, să nu am niciun să nu mai joc. Pur și simplu aveam o frică așa și când ajungeam la stadion intram așa într-un stres, că știam că acolo le-am făcut, din cauza asta am chestiile astea și nu mai... Deci cumva aveai o fobie, știu, totuși, o fobie de locul de antrenament, o fobie de efort, o fobie de chestii, nu? Mă gândesc. Dezvoltase și o formă de fobie. Da, exact. Și toată lumea zicea că, domnule, că sunt nebun. Și eu, stai cum mă mai zicea, du-te, îmbată-te odată, nu mai te gândi la lucrurile astea. Că poate scapi, ești prea stresat. Cine nu are chestiile astea, nu poate să le înțeleagă. Și creează așa o panică, nu mai vezi a doua zi. Dar am înțeles, am acceptat, mi-au dat inițial niște medicamente și nu mai făceam. Uh-huh. Eram mult mai vascularizată zona inimii, da. Dar... Dacă intram foarte mult în efort și era foarte intens, se declanșau și mai făceam pe revenire. Apoi m-am plecat la Viena, la clinică, mi-au făcut analize, mi-au făcut tot, m-au observat lucrurile alea, au zis, da, pentru ei era ca și cum au, domnule, probabil că le-ai avut și nu le-ai simțit. Și atunci a pus întrebarea, m-au făcut o ședință cu cardiologul, cu șeful clinicii, cu medicul intervenționist, așa, și spunea, eu am întrebat că puteai că dumneavoastră ce ați face? V-ați opera sau nu? Și toți au zis că da, că poate exercițiile astea în viitor probabil să te accentueze. M-am operat prima oară, deci aici și am fost puțin disperat să joc înapoi. Au trecut, cred, nu știu dacă a trecut o lună și eu deja am fost în teren. La meciul cu Sepsi am și dat gol. Nu știu care se operează și face o ablație să ajungă după 3 săptămâni să joace din nou un meci oficial. Că a avut Danny Blind, a avut niște probleme cardiace, probabil nu ca și mine. Chedira, au fost vreo 3 în perioada aia și niciunul n-a jucat numai după vreo 3, 4, 5, 6 luni. Eu am jucat după 3 săptămâni. E 1-0, victoria cu Sepsi din deplasare, nu? Da, exact. Și a ieșit în minutul 75. Am văzut că ai stat 75 de minute pe teren. Și n-am avut nicio problemă. Deci,
Da, uite, după aia, pe Transfermarkt apare următorul meci cu Viitorul. N-ai prins lotul din cauza heart condition, probleme la inimă. După care, din nou, prins lotul două meciuri, Astra și Universitatea Craiova, 13, respectiv 15 minute. După aia, din nou, ratez lotul cu FCSB și cam ăla e, aia e istoria respectivei. Da, da, așa, așa e. Respectiv atunci, bun, nici nu m-a... Că știam atunci când am revenit, zicea Dan Petrescu că să-l băgăm, să intru ușor, ușor, treptat și m-a întrebat, domnule, cum vrei să intri, așa? Să intri, da, mă sună. Da. să intri ușor, ușor și el mi-a zis, domnule, n-am, eu am nevoie de meciul ăsta, acum vreau să te bag titular, poți? Da. Și am putut. Am jucat așa relaxat, am jucat meciul acela, nu am jucat niciun meci. Ok. Mă simțeam fizic, mă simțeam bine. Bun, nici n-am pierdut. Nici n-am pierdut foarte mult din pregătire, pentru că am stat doar o săptămână. Pentru că n-ai voie o săptămână din cauza, nu din cauza inimii, să faci antrenament, din cauza locului pe unde ai intrat. Că intră pe venă să-ți facă. Okay. E minim invazivă și locul acela să nu crezi presiune, să se spargă, să ai hemoragie sau ceva. În rest, eu după o săptămână m-am antrenat normal. După care cum te simțeai? Cum te-ai simțit după operație? Nu, m-am simțit foarte bine. Eram ca la început, nu simțeam absolut nimic, eram normal. Pentru că eu nu aveam niciun simptom și era pur și simplu normal. Iar după meci cu Astra, țin minte, după meci am simțit iarăși ăsta, dar erau foarte diferite, erau mult mai light. Da. Și atunci m-am dus a doua oară, am fost în cantonamentul de vară. Deci ăsta e primul meci, să le spunem oamenilor, s-a terminat sezonul precedent cu perioada despre care ai povestit, vine pauza de vară, pregătire și primul meci cu Astra, joci 17 minute. N-am jucat, deci în primul rând a venit Supercupa cu Viitorul, am pierdut-o. Așa. N-am jucat în Supercupă. Da. Am fost rezervă. Da. Și sau am jucat puțin pe final. Ok. Și atunci am plecat a doua zi sau a treia zi am plecat la Viena iarăși. Atunci au zis că îmi fac a doua intervenție. La a doua intervenție au intrat, e procedura, îți provoacă inima să vadă de unde vine focarul acela electric în plus. Și mi-a zis doctorul, mi-am dat seama după ce am ieșit, eram la terapie intensivă, cum pe bun, și deasupra era monitor. Și eu am un puls mic, 50 ceva când stau liniștit. Da. Și după prima operație aveam 80 când stăteam liniștit. Atunci mi-am dat seama că mi-au făcut ceva, pentru că pulsul inimii este mai mare, cu vreo 30 de bătăi. Și aveam tot 50 după a doua operație. Și zic eu, ăștia nu mi-au făcut nimica. Într-adevăr, a venit doctorul, mi-au zis că, domnule, ți-am făcut cu Rolls-Royce-ul aparatelor la ora asta în lume și am provocat-o inima la 210-220 de bătăi. Zice, domnule, ai avut o una aici, una aici, zice, n-are rost să-ți distrug țesutul inimii pentru atâtea extrasisurile, că sunt nici 1% din bătăi pe 24 de ore, pur și simplu nu se face așa ceva. Și, într-adevăr, nu mi-a făcut nimica și a zis că trebuie să trec eu mental peste ele și să joc sau să îmi dea niște medicamente. Apoi am revenit iarăși cu medicamente, am jucat, cred că, cu Chindia oare, sau cu ceva echipă la Ploiești, era meciul, am dat gol, apoi a venit meciul cu Celtic, apoi cu Slavia și după Slavia m-am oprit atunci o perioadă, 3 luni. Așa. Pentru că iar a fost un stres pe mine și am zis că trebuie să mă opresc, să fac ceva, că nu merge la nesfârșit așa. Și apoi așa, n-a fost o retragere așa, gata, mâine m-am oprit. Okay. A fost așa, treptată. Și... Deci, practic, tu trăiai cu o frică, din ce înțeleg eu, trăiai cu o teamă, cumva, că lucrurile astea ori să apară și dar poate putea... că cine știe, la un moment dat, cine știe ce pățești.
dacă un om nu simte nimica și are o problemă și nu e rezolvată. N-are fizic nimica, poate să joace, poate să nu aibă, sau să întâmple ceva și omul să nu fi simțit nimica. Dar eu le simțeam și era ca o frână de mână trasă. Și așa, decât să mă joc, mă înjură, n-ajut echipa, antrenorul e într-o postură aiurea, domnul îl bag, iar îmi zice că nu mai poate. Era aiurea și n-avea niciun rost. Adică dacă... Și, într-adevăr, și situația mea financiară m-a făcut să mă gândesc, domnule, are rost sau nu are rost. Probabil dacă eram un băiat care depindeam de banii aceia, am și avut foarte multe oferte în perioada aia din țările arabe și asta, probabil mergeam acolo, trăgeam așa cum puteam de mine, îi păcăleam și pe aia, mă păcăleam și pe mine și asta era. Dar am zis că mi-e mai bine să mă opresc. Ultimul meci a fost cu Astra, nu? Din ce văd. Ultimul meci. Nici nu mai știu. Știu că s-a întrerupt atunci cu pandemia. 2 martie 2020. Ăsta e ultimul meci pe care l-ai jucat în carieră. Da, s-a întrerupt cu pandemia, apoi am revenit, s-a mai jucat câteva etape, apoi mi s-a terminat contractul. Eu tot îmi doream să joc și erau meciurile importante, era stresul foarte mare, nu puteau să riști de la CFR Cluj. Atunci m-am supărat puțin și pe ei și pe antrenor, pe Dan Petrescu, dar acum, stând în exterior și analizând la rece și mă puneam în locul lui, într-adevăr, poate este de înțeles. De ce erai supărat pe el? Că ce? Eu îmi doream să joc. Atunci antrenorul clar că și-a făcut și alte planuri, alt jucător, că nu putea să bazeze pe un jucător care ba vine, ba nu vine, ba joacă, ba nu joacă. Și a preferat să joace cu alții. Eu îmi doream să joc, eram ok. Eu am revenit după 3 luni de pauză și am dat cele mai multe goluri în pregătirea de iarnă. Okay. Și n-am făcut antrenamente doar cu o săptămână înainte să mă prezint la echipă și am fost foarte, foarte bine fizic. Și se vedea pe mine, eram așa foarte relaxat și mergea. Și apoi a venit primul meci, nu mai știu, m-a luat, după aia a venit meciul cu Sevilla, nu m-a luat pe lista UEFA și na. Dar într-un fel era de înțeles, adică nu mai stau să mă gândesc de ce nu m-a luat. Fii atent, te provoc la probabil o chestie pentru că... Spune. Probabil puteam să ajut, că eram, cum am ajutat cu Celtic, nu? Am intrat o repriză și am dat nou pas de gol, am deviat-o și am dat și un gol. Ai avut regrete imediat când te-ai retras? Nu regrete, ură pe fotbal. Ură pe fotbal? Da, nu mai voiam să mă uit la nimic, să nu mai aud nimic de fotbal. Pur și simplu am urât așa, zic, mă, ceea ce iubeam cel mai mult m-a făcut să am o problemă din cauza asta și e clar, când ești mic, te apuci de fotbal, toată lumea vrea să ajungă să joace la echipele mari și să ajungă așa. Fiecare are parcursul lui și a fost frumos, ok. Eu cum am apucat de fotbal, primul lucru bun, când te apuci de fotbal, ca să faci mișcare. Când am început să joc, primul țel a fost, domnule, să ajung pe taică-mă la UTA, să joc și eu la UTA. Apoi am ajuns la Dinamo, domnule, să ajung să dau mai multe goluri decât ea, să ajung să am mai multe meciuri decât ea, să ajung în echipa națională mai mult decât ea. Și așa aveam targeturi tot timpul, nu fixam, domnule, trebuie să ajung în prima. Când atingeam un target, tot timpul trebuia să merg la următorul. Deci asta a fost motivația mea, să-mi depășesc tata. Fii atent, vreau să întreb, ce crezi că ți-ar mai fi trebuit sau ce ți-a lipsit sau ce n-ai avut pentru a fi și mai sus decât unde ai ajuns? Ok, ai 5 titluri de campion, sunt puțini jucători care au palmaresul ăsta în România, însă înțelegi la ce mă refer, nivelul mai mare decât ai jucat, adică o echipă mai puternică din străinătate, un campionat, ai jucat în Anglia, dar ai jucat cu Charlton, care nu era o echipă foarte mare, o echipă iubită, dar nu o echipă foarte mare. Ce crezi că ți-a lipsit? Mai mult tupeu. Tupeu? Da.
Pentru că ajungi acolo, ok, cine te duce, te duce acolo, dar până la urmă tot de tine depinde dacă poți să joci. Pentru că și la Charlton, antrenorul i-a plăcut de mine în prima fază când a fost Bob Peters. Și aveam o echipă tânără și puteam, am fost primele 10 etape, am fost sus acolo, am fost pe primele locuri, apoi am făcut multe egaluri, dar nu știu, dacă o iau așa, domnule, poate trebuia să rămân tot acolo în Anglia, să merg la altă echipă, să joc, atunci m-am întors la Steaua. Probabil și alegerile au fost puțin așa făcute cu, să zic, confort, nu confortabil, că nu ăsta e cuvântul potrivit, dar nu m-am gândit, domnule, să zic, mă duc acolo în Anglia, mă duc la altă echipă, poate joc acolo mai mult, dau mai multe goluri, pentru că acolo dacă dai 10, 12, 15 goluri în Liga 2 în Anglia, imediat ești în vizorul echipelor din Premier League. Da. Și Liga 2 în Anglia e foarte dură ca și fotbal. Poate mai dură decât Premier League, și ziceau colegii mei. Povestește-mi ceva din meciurile din Anglia, ceva ce ți-a rămas în minte și poți povesti, evident. Păi știu, când m-am întors atunci la Steaua, așa tregeam de fundaș și dădeau ăștia fault în Liga 1. Mă tregeam în Anglia cu ăia, cu fundaș, și deci rupeam tricoul de pe mine și ziceau la play-on. Play-on, hai să... Și atunci trag și eu de ei, la început mai simulam și eu, râdeau ăia de mine, că mai... Asta, erau așa supărați pe mine că simulez sau mă cad jos foarte repede. Era la antrenament, era antrenament, era o implicare extraordinară. Deci nu era exact cum asta am întâlnit la CFR. Exact stilul din Anglia, adică seriozitatea de acolo. Adică nu glumim, domnule, suntem la fotbal, ne antrenăm 2, 3 ore, 4 ore cât suntem acolo împreună, 100%. La alte echipe așa, mai era așa, te antrenai cu... Adică chiar dacă voiai tu să faci, pur și simplu ritmul era mult mai lent. Și vorbesc de Panduri și Târgu Mureș, au fost două echipe la care... Da. Erau echipe, într-adevăr, echipe mici. Da. Am fost de echipe, se simțeau că erau echipe mici. Dar când am fost la Dinamo, la Steaua, la Viitorul, la CFR, erau echipe care se băteau pentru ceva, se băteau pentru campionat, pentru cupe europene. Erau cluburi de tradiție și seriozitatea era alta. Adică intrai în vestiar acolo și aveai la Dinamo Dănciulescu, Niculescu, Bratu, Marș Nicolae, Cătălin Munteanu, Mărgăritescu, Moții, Pulhac, erau jucători care aveau sute de meciuri și se antrenau bine. Și la Steaua, iarăși la fel, erau jucători care au realizat ceva. Parcursul lor în Europa, în momentul ăla, era foarte bun. La Viitorul, și iarăși era altă concepție de fotbal, te antrenai non-stop și învățai foarte multe lucruri. Și la CFR a fost, pentru mine, cireașa de pe tort, să spun așa, pentru că era o plutea așa nu știu, o dorință de a câștiga fantastică. Toți erau cu campionate câștigate, cu meciuri în Champions League, cu parcurs bun în Europa, și faptul că doar te antrenai, să zic, ca și copil cu echipa mare, era ceva extraordinar. Plutea. Se vedea seriozitatea, pentru că veneau juniori la noi și că tot aud că vin juniorii, că trebuie să te rogi de ei să antreneze. Într-adevăr că sunt la alte echipe, te rogi de ei. Da, când veneau la CFR, tată, dacă îți dea unul un minut să joci sau 5 minute să joci, trebuia să demonstrezi că poți și că ai valoare de CFR. Deci, practic, Petrescu nu că nu vrea să promoveze tineri, ci nivelul e atât de, competitivitatea la CFR e atât de mare încât tinerilor le e greu să intre în mediul ăsta super. Haide să luăm invers. Așa. Cine te așteaptă când ajungi la echipă mare, te bagă, și Gică Hagi avea o vorbă. Zice, domnule, mergi la Barcelona, te bagă la într-un meci, tu te antrenezi, trebuie să faci un lucru, tu
primul meci o dai înapoi, al doilea meci o dai înapoi, al treilea meci zice, ești în tribună. Uh-huh. Nu mai așteaptă după tine. Deci nu cred că are Dan Petrescu acum trebuie să te aștepte ca să... Să crești. Să crești tu. Dom'le, vii acolo, tu o schimbat, schimbă piesa într-un mecanism, trebuie să funcționezi. Trebuie să te adaptezi foarte repede la cerințele antrenorului, la stilul jocului și stilul jocului îl știi când mergi acolo. Nu mai trebuie să stai că e un joc altceva. Te-o băga, dacă antrenorul zice să dai cu ea în tribună, dai cu ea în tribună, să meargă echipa. Și eu eram supărat. Așa. Când am venit de la Viitorul, era supărat, domnule, eu nu mai am mingea la picior atâta, nu mai intru în joc atâta de mult cu echipa, nu mai dau așa multe goluri și vedeam jucători și Culeu venea la mine și bă, stai calm, că aici, uite, suntem diferiți, nu mai fi nervos, că o să-ți vină, păi am luat Petrescu și care e problema? Și domnule, mai dau goluri și eu nu vreau să dai goluri, eu vreau să câștige echipa și sunt foarte mulțumit de tine. Păi, că m-am plecat în mașină, zic, Dumnezeu, zic eu, toată lumea cere să dau goluri, toată lumea, dacă nu dai gol, te critică, merge ăsta, n-a dat goluri, n-are cifre. Și când acolo te cheamă antrenorul și zice, domnule, eu sunt cel mai mulțumit de tine și vreau să joci tot așa, ești extraordinar pentru echipă, ții de minge, sar la cap, când câștigi duelurile, îmi ții echipa sus, să respire. Da, ok, adaptăm, facem așa. Și într-adevăr am ajuns la un nivel, da, după ce a și plecat în China atunci, în care, domnule, aveam un sfert de ocazie și așa concentrat eram și setat că dădeam gol. Deci din nimic dădeam gol. Țin minte că am avut atunci câte meciuri consecutive, dădeam gol la fiecare meci și mă mulțumeam, într-adevăr, înainte mă mulțumeam. Dădeam un gol, două, o etapă, nu dădeam iară. Băia voiam să dau acolo, era ceva... Aveau foarte mare încredere în mine colegii și mă jucau foarte mult. Și atunci am fost și... Da, într-adevăr, am venit și experiența cu ani și a fost mai bine. Dar de-aia zic, meci e important, orice meci, la orice meci trebuie să dai 100%, nu pot, gata, azi jucăm cu echipa mea slabă, nu există, cel puțin la CFR n-am întâlnit asta. Era o foame de victorie și o foame de fotbal nemai întâlnită. Cum a fost perioada FCSB? Cum ai caracteriza-o tu? Din exterior nu pare o perioadă foarte grozavă, dar cum ai simțit-o tu din interior? Nu știu, erau foarte multe puncte avans, atunci am avut foarte multe puncte avans, vreo 12 sau ceva de genul ăsta și oarecum intervine clar o relaxare așa și atunci am încurcat de câteva ori, era și presiunea, a intervenit și presiunea rezultatelor, jocul nu funcționa și pierdut atunci cu Târgu Mureș, cred că meciul decisiv, uh-huh, de acasă. A fost așa, nu că nu mă simteam în largul meu, dar pur și simplu, într-adevăr, îți doresc să dai cel mai bun. Mergi la echipă, venind de la, jucând la Dinamo și venind la Steaua, am încercat să-mi fac treaba cât mai bine, dar nu poți să te adaptezi, adică nu că nu poți să te adaptezi, dar... Na. A fost ceva așa natural, a fost ceva așa, parcă te când mănânci și stă așa în gât, da, ceva și parcă nu-ți cade mie, nu că din cauza colegiului, pur și simplu n-au fost ok. A fost o experiență interesantă, am învățat din ea, dar am câștigat 3 trofee, am dat câteva goluri. Probabil dacă aveau răbdare cu mine și următorul an, cred că era mult mai bine. Răbdarea n-a avut-o finanțatorul, din ce mi-aduc aminte. El nu te-a vrut. Și Rădoi s-a conformat. Probabil, da. Mirel a fost atunci la început. Dacă am fost, știi, în minte că a scris și Gazeta Sporturilor că am fost un exemplu în cantonamentul de la Brașov, am avut un articol și acum cred că l-am pe acasă. Și apoi după cantonamentul din Austria, într-adevăr, am făcut o contractură. Da, n-am stat mult, am stat o săptămână, n-am mai jucat, apoi m-a chemat că nu e mulțumit de mine, că s-a așteptat la altceva și cu o săptămână înainte a fost foarte mulțumit de mine. Deci practic ai două articole, două declarații ale lui Rădoi la o săptămână distanță sau două maximum, total diferite.
Da, știam, nu ne-a plăcut declarație, știam că au vorbit, că i-a plăcut foarte mult cum a pregătit la Brașov. Apoi primul meci, știu că am dat vreo două goluri cu ceva echipă, eu eram cu Tama și eram rezerve și a fost 3-0 pentru respectiv în primul meci, da? În prima repriză, apoi am intrat noi în a doua repriză, am făcut 3-2 sau 3-3, chiar am jucat bine și zis, minte atunci vorbeam cu cineva, zice, doamne, că a intrat, zice că era de pe altă planetă, a alergat, a dat goluri foarte bine și apoi după o săptămână că nu-i mulțumit de mine și că... Asta totuși erai un tip, ești un tip cerebral. L-ai întrebat vreo secundă, dar cum? Acum o săptămână ai spus că... Sunt curios cum reacționează fotbaliștii la genul ăsta de chestii care sunt unfair la un moment dat, ți se par nedrepte. Ce poți să faci? Stai acolo numai ca să... Nu, să întrebi, o să întreb, mă gândesc, nu? Puteam să stau, să nu plec și să pur și simplu să-mi iau salarul și atunci aveam și ceva... Știu că aveam ceva ofertă din Liga a doua din Germania, venind de la 1860 München. Da. Și nu știu de ce nu m-am dus. Trebuia să merg atunci. Știu că agentul era Adi Pigulea. Da. Adrian Pigulea și mi-a zis. Și nu știu de ce nu am mers. Probabil așteptam ceva mai interesant. Am vrut ceva, o echipă de prima ligă și n-am mers. Și am mai stat și apoi am reziliat după ce s-a terminat perioada de transfer și a trebuit să stau până în iarnă. Cred că vreo o lună jumate am stat. Și am mers la Târgu Mureș. Nu știu, așa a fost să fie. Așa au vrut. Trebuia să plec eu mai devreme și să prind vreo echipă. Dar eu cred că dacă rămâneam atunci se schimbau multe, s-au schimbat mulți jucători atunci. La Steaua au plecat unii și... perioada de acomodare, să spun așa, și că n-am jucat foarte multe meciuri, că acolo se schimba echipa foarte des, puteam să fac față cu brio, da? Așa s-a ales, am mers mai departe, probabil mi-a făcut un bine. Dar nu mai știu, erai criticat de finanțator? Parcă nu... Sau păi nu puteam fi, că... Era în închisoare. Era la... Da, da. Dar a ieșit la un moment dat, că de asta și spus că după ce a ieșit, echipa a început să joace mai prost. Aia juca mai prost. Dar bun, cele mai mari performanțe ați văzut cum au fost. Da, știu, dar fii atent, te întreb, pentru că aveai un pic mai, erai mai relaxat decât colegii tăi, neavând o presiune foarte, foarte, foarte mare în viața ta, fără să o iei ca pe o jignire, atenție, deci nu e o jignire. Da. Vreau să te întreb, uitându-te în jur, când simțeai presiunea asta pe care... O vedea toată țara la televizor după ce a ieșit finanțatorul din închisoare și critica. În jurul tău vedeai oameni crispați în vestiar? Nu, pentru că atunci a fost Costel Gâlcă, okay, antrenor și chiar a fost foarte ok. Deci a fost un antrenor care nu prea punea urechea la ce spunea, pentru că era protejat de contract, într-adevăr, nu putea să fie demis, da, pentru că da, atâta timp cât avea șanse la titlu, trebuia să-i plătească o sumă în caz că îl dă afară și cel puțin eu n-am văzut să fie bun. El a recunoscut-o, să știi, într-o discuție pe care am avut-o cu el, mi-a zis, era foarte greu să mă descurc, să... E greu când cineva vine și spune fă aia, fă aia, fă aia. Adică e foarte greu să digere așa ceva. Da, probabil, dar nu pot să zic că erau crispați. Jucătorii își doresc să câștige. Deci, până la urmă, era o dezamăgire și pentru ei, din da, punct de vedere sportiv, să nu iei campionatul. Toată lumea era concentrată să ia campionatul. A fost un campionat destul de greu. A fost primul campionat pe care l-am câștigat în ultima etapă. După aia am reușit cu Viitorul, același lucru și cu CFR. Da. Tot în ultima etapă era cu... Nu era cu sezon de play-off, era fără play-off. Îți propun ceva. Facem o scurtă pauză. Vreau să te pun să votezi în ancheta Gazetei Sporturilor de final de an, superlativele GSP. Îi rog și pe cei care se uită la noi să intre pe site-ul Gazetei și să voteze până pe 30 octombrie. Pot câștiga premii importante dacă intră în acest proces de voting. Fii atent, George.
prima categorie, jucătorul anului. Hai să vedem nominalizații. Ia să vedem. Cel mai bun fotbalist român. Cine crezi tu că dintre băieții ăștia, sau poate altcineva pe care l-ai tu în cap, e cel mai bun fotbalist român al anului 2022? Dar nici nu știu ce sunt nominalizații. Bancu, Burcă, ți-i citesc eu repede. Bancu, Burcă, Big Falvi, Chiricheș, Cordea, Deac, Drăguș, Ilie, Ivan, Markovic, Man, Manea, Marius Marin, Răzvan Marin, Maxim, Mihailă, Mitriță, Olaru, Radu, Rațiu, Rus, Săpunaru, Sorescu, Stanciu, Ștefănescu, Tamaș și Tănase. Deac și Manea. Deac nu și... pot să spun unul. Deac și Manea. La egalitate. Păi. Ok. În primul rând, asta am mai spus atunci când am fost și eu votat. Dacă ar fi să votăm cel mai bun jucător din lume, da, toată lumea l-ar alege cât timp ar juca pe Messi. Trebuie să alegem și pe cel care a avut cele mai bune performanțe, nu? Ok, corect. Până la urmă este vorba despre performanțe. Deac și Manea, nu știu. N-aș vrea să spun un nume pentru că am fost cu ei colegi, sunt și prieteni foarte buni și au și rezultate. Bun. Mergem mai departe la antrenorul român sau antrenorul... Dan Petrescu, nu mai Ok, Dan Petrescu, dar stai să le, doar să le arătăm oamenilor pentru cei care se uită la noi, ăștia sunt candidații, cei mai buni antrenori din România. Bun, mergem mai departe, trecem la stranierul anului. Vrei să ți citesc sau ai vreun stranier care ți s-a părut peste ceilalți stranieri din Liga 1 în sezonul ăsta? Ia pot să-mi citești. Betancor, Boateng, Debeliu, Companio, Ejuma, Radunovic, Duganzic, Pires, Kait, Junior Moraes, Al-Hassan, Azamoah, Bauza, Garita, Rață și Iliev. Betancor. Ok, bun. Și mai avem sportivul anului. Cel mai bun sportiv român al anului. Ok. Bun. Puteți intra pe site-ul Gazetei Sporturilor și vota în gala GSP 2022, superlativele anului. Bun, ne întoarcem, vreau să-ți propun ceva. Am niște poze cu foștii tăi antrenori importanți, antrenori importanți din cariera ta și aș vrea să le faci câte o scurtă caracterizare, eventual dacă ai și eu un episod care să arate, să întărească chestiile pe care le spui tu, evident dacă poți să povestești ceva. Ești de acord să ne uităm? Da. Pe final. Bun, hai să vedem. Antrenorii din cariera ta. Ia să vedem cu cine începem. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Ionuț Popa. O persoană extraordinară, un om carismatic, un antrenor care te învăța. La fel ca și Gică Hagi, avea darul ăsta să te învețe. Da. A fost o persoană foarte apropiată de mine, de familia mea, l-a avut și pe tatăl meu ca jucător și a avut o afinitate aparte față de mine și el a fost primul care m-a dus într-un cantonament cu Poli Iași. Așa. Înainte jucam la divizia C și m-a dus într-un cantonament cu Poli Iași. L-au făcut local acolo. Da. Și m-a dus. A fost în anul acela când au bătut și pe Steaua și pe CFR Cluj la Iași. Erau jucători, avea jucători cu mare experiență acolo și mi-a făcut un bine. Apoi l-am avut antrenor la UTA, la Gloria înainte, divizia C, după aia la UTA, am salvat UTA atunci când a fost după perioada lui Ionuț Chirilă și m-a îndrăgit foarte mult și m-a învățat foarte, foarte multe lucruri. El mi-a zis primul, zice, domnule, când intri în careu, te rog frumos, nu mai da tare, încearcă să dai cu latul. De 16 metri, plasează mingea, nu mai da tare. Aha. Încearcă să placezi mingea. M-a ajutat extraordinar de mult, foarte, un om foarte important. Ai vreo anecdotă cu el? Era un tip spumos în tot ce făcea aproape. Extraordinar, zi de zi. Zi de zi era diferit și zi de zi întreținea atmosfera foarte, foarte bună. Chiar dacă nu era o situație financiară bună la club, te făcea pur și simplu să iubești fotbalul, să iubești să vii să te antrenezi. Bun, hai să mergem mai departe. De la Ionuț Popa trecem la un alt antrenor din cariera ta, Mircea Rednic. Mircea Rednic,
Un antrenor foarte bun, am învățat de la el foarte multe, antrenamente foarte, foarte frumoase, antrenamente plăcute. Păcat că nu ne-am putut ajuta mult mai mult. De ce nu v-ați putut ajuta? La standard. Nu neapărat că nu am jucat. Am jucat, într-adevăr, nu am început foarte multe meciuri titulare cu la standard, dar am intrat în multe meciuri. Iar, într-adevăr, era presiunea foarte mare, aveam și pe post jucători care erau tineri și trebuiau forțați să joace. Baciuai era în perioada aceea cu mine coleg și Ezechiel. Avea foarte multe, dar cred că s-au grăbit să-l schimbe ca antrenor. A fost o perioadă destul de scurtă și merita la cum era echipa să mai prelungească contractul și cred că și perioada de adaptare, eram și eu jucător tânăr atunci și schimbând țara, schimbând fotbalul, m-am adaptat destul de bine și cred că dacă ar fi rămas și el un an și eu încă un an acolo, lucrurile erau altfel. Ai vreo întâmplare cu el pe care o poți povesti din dimineața asta? Nu știu, așa... amuzantă. Da, în fiecare zi vorbea cu mie franceză dimineața când ne vedeam la bază. Și ce legeam, doamne, ce vorbește franceză cu mine? Da, fiind acolo, tot mă forța, după aceea m-am gândit să învăț limba. Da. Și tot timpul franceză, cât suntem 2-3 români aici și vorbim în franceză. Dar oare și cu prințul făcea la fel, cu Cristea sau doar cu tine? Cu prințul era mai retras, el e un timp mai retras, nu? Da. Atunci, țin minte, prințul a plecat, cred că, cu o etapă înainte să se termine campionatul și era foarte, foarte supărat că s-a dus direct la conducere, l-a reziliat și a plecat. Și m-a luat pe mine că, domnule, că știai, domnule, dar nu știam nimic, că și așa nu vorbeam, că mai mult vorbeam cu Diabate în românește decât cu prințul, că era zi Diabate. Și zice, domnule, că ai știut că pleacă, că nu mi-au spus ăștia după aia că a plecat. Zic, eu nu am Mircea, dar n-am știut absolut nimic, de unde să știu, că nu vorbesc cu el, nu stăteam foarte mult împreună. Eram acolo cu soția și m-a luat pe mine, că știam. Domnule, ambar n-aveam că a plecat. Bun, trecem de la Rednic, hai să vedem. Eu eram de vină. Tu erai de vină. Mergem mai departe, de la Mircea Rednic, îl vedem pe Gâlcă. Cumva l-ai prins așa în câteva tușe mai devreme, în câteva cuvinte. Da, un antrenor pe care te făcea să ai un respect față de el, nu-l simțeai acolo, nu era un antrenor foarte gen Dan Petrescu, foarte impunător așa, dar el se impunea altfel prin, nu știu zic, nu bunătatea lui, dar să folosesc un cuvânt să-l caracterizez. Decență? Era, exact, asta este cuvântul potrivit. Te antrenai foarte serios, adică știa când trebuia să fie rău, era rău, când trebuia să fie bun, era bun. Un antrenor care făcea echipa să se simte confortabil, să joace, avea un stil diferit de antrenamente, un stil bazat pe posesie și mie mi-a plăcut foarte mult ca și antrenor. Și a avut și jucători care puteau să pună în practică ce dorea dânsul. Bun, trecem de la Gâlcă mai departe. Hai să vedem pe cine mai avem aici pe listă. Da, mă rog. Da, n-am prins. Pe Edi sau pe... Da, hai să mergem la Edi Iordănescu. Despre Rădoi am vorbit așa un pic mai devreme. Te-ai schimbat în două săptămâni, nu mai erai bun. După ce erai bun, Edi Iordănescu l-ai avut puțin totuși, dar l-ai avut câteva meciuri. Da, l-am avut câteva meciuri. Exact cum îl știți, atent la toate detaliile, îi plăcea să controleze tot. Avea și cerințe destul de mari. Un antrenor care plăcea la fel, noi venind după un antrenor care îi plăcea jocul mult mai direct. El a venit cu jocul diferit, bazat pe posese, pe foarte multe exerciții. Făceam foarte multe exerciții de
tactice, să ieșim cu mingea, să avem posesia foarte mult, să ieșim cu mingea la picior. Și au venit meciurile alea, a fost presiunea foarte mare. Nu pot să fac așa o caracterizare, pentru că am prins foarte puțin. Bun. De la selecționerul, actualul selecționer, Edi Iordănescu, trecem la Gică Hagi. Tot diferit. Adică acolo am înțeles fotbalul altfel decât l-am știut până atunci. Foarte... Te învăța, pur și simplu acolo ștergi tot cu buretele și înverși tot de la zero, absolut tot. Primul lucru ce mi-a zis, domnule, tu ești vârf de atac, de ce faci alunecări? Așa? Da, primul lucru, eu eram, venind de la alte stiluri, băgam materiale, iroseam energia pe la mijlocul terenului și nu mai ajungeam în careu când erau atacurile noastre. Da. M-a schimbat total, m-am adaptat foarte repede pentru că lucrând cu foarte mulți antrenori, e ușor să te... Țin să cred că e ușor să te adaptezi foarte mult. Am lăsat capul jos, am învățat tot. Adică am fost și într-o perioadă în care nu aveam așa foarte multe reușite și am decis... Eu știu că am sunat atunci pe domnul Mircea Sandu, că el se avea foarte bine cu Gică și știu că a avut o problemă cu un vârf de atac, tot încă ceva problemă, n-a primit viza. Nimelii din cauza unei probleme la inimă. Da. Exact. Și atunci am spus că, domnule, viitorul a rămas fără vârf de atac. Eu sunt liber fără echipă. Hai să merg acolo, că asta mă duc. Nu mă interesează bani, nu mă interesează pur și simplu nimic. Nu m-a interesat absolut nimic din contract, doar ca să merg să joc. Și știam că acolo e fotbal pe pâine, cum se spune. Da. Te antrenez foarte mult și mi-a prins bine. Adică de la când am ajuns acolo, ceea ce nu m-a luat niciun antrenor să-mi explice, domnule, m-a pus în birou cu el, uite, asta jucăm, ăsta e stilul nostru, tu vreau să fii aici. Am vorbit în prima săptămână, cam 20 de minute în fiecare zi, tactic, mi-a explicat și apoi mergeam la antrenament și puneam în practică. Și mi-a prins foarte bine. Nivelul de antrenament și intensitatea la viitor a fost foarte, foarte mare, adică și la încălzire erai într-o, nu era pur și simplu încălzire, erai cu 140-150 puls, era încălzire, era toată bazată pe exerciții de pasare, de posesie, totul era cu mingea, tot era cu mingea, nu făceam nimic ca antrenament fizic, să spui că, domne, te duci, alergi și faci pregătire fizică fără minge. Totul era cu mingea. Posesii non-stop și tactic. Foarte, foarte, foarte mult tactic. Care e povestea excluderii tale din lot? Presa a scris atunci o grămadă de chestii, dar înțeleg că e o altă poveste. Ai protestat legat de un cantonament, cred că. Era să juca din 3 în 3 zile. Deci, țin să spun, nu mai știu dacă viitorul, după ce, înainte să luăm campionatul, am mai jucat în cupele europene, deși nu cred. Nu. Cred că atunci a fost prima oară, erau meciuri foarte multe, am început și prost campionatul, am avut destul de multe rezultate negative și totul era pentru, erau de vină seniorii. Aha. Jucătorii cu experiență mai bătrâni și încolo erau cei tineri care erau mai delăsători, mai pierdeam la o fază fixă, nu ținea marcajul unul tânăr și tot noi eram de vină și atunci am cedat așa puțin și am zis, dar nu era Gică, nu era acolo. Era Cătălin Angel, secundul. Da, și am zis atunci, domnule, nu mai e gata. Că numai noi suntem de vină și am plecat. Atunci nu zicea nimeni nimic, am plecat. Am zis că nu vreau să rămân, că plec. A, bun, nu că plec la echipă. Sau da. Plec. Nu știam, nu știam unde plec, dar plec. Și unde ai plecat? Eu supărat. Am dus acasă. Așa? Și? Nu, m-am dus la antrenament și după antrenament m-am dus acasă și atunci toată lumea era un stres teribil acolo, era și președintele și... Când apare Hagi e un stres teribil oricum în club, e așa, da, că domnule, că domn, ce zicem la Gică? Da, dacă nu-i ziceți, vă zic eu. Așa. Nu, că îi zicem noi, dar vedeți, am zis, vedeți să spuneți varianta adevărată. Da, era un stres teribil atunci. Apoi m-am dus acasă, mi-am închis telefonul, am deschis telefonul, titluri, așa, mesaje, telefoane, că ce faci? Domnule, m-am dus acasă, lăsați-mă că mă duc să dorm, m-am dus acasă. Adică acasă, la Constanța acolo. Da.
Apoi m-am dus, am vorbit cu Adi. Într-adevăr, deja regretasem că am făcut lucrul ăsta, dar probabil a fost și un semnal așa de alarmă bun, nu numai pentru mine, cât și pentru echipă. Apoi m-am dus să vorbesc, așa era frumos, m-am dus să vorbesc cu antrenorul, el nu era venit, am venit la meci. După aia Gica a zis că ne-a lăsat, ne-a părăsit, ne-a așa. Am așteptat să termine. Mi-am fost la meci. Da. Am așteptat să termine meciul. Apoi am vorbit cu antrenorul. Și ce ți-a zis? Mi-am împăcat. Știu că m-a luat în brațe. A zis că problema la mine a fost că am fost încărcat și toată lumea a fost atunci încărcată mental. Și a zis să-mi iau câte zile vreau liber. Și după aia să vin la antrenament. Ce, nu mi-am luat niciun liber. A doua zi m-am dus la antrenament, s-a schimbat totul la echipă. A, deci tot. Uneori e nevoie și de o chestie de genul ăsta la o echipă să schimbe o atmosferă. Da, probabil. Cel puțin pentru mine a fost, poate și pentru dânsul, nu știu, dar a fost, din partea lui a fost un lucru foarte inteligent și pot să spun că, nu că îl felicit, eu nu pot să spun că îl felicit pe Gică Hadi, dar a făcut un lucru foarte bun pentru mine și pentru el automat. Pentru că de atunci s-a schimbat multe și am dat și foarte multe goluri. Și apoi am plecat eu la CFR, dar a făcut o inteligență. Putea să zic că da, domnule, nu mai am nevoie de tine, te antrenează unde vrei și da. Da. Dar a făcut un lucru bun. Hai să mai vedem, că mai avem câteva poze sau una sau două poze. Petrescu. Na, totul pentru a câștiga, foarte profesionist, toate detaliile puse la punct, absolut tot. Fii atent, despre te întreb ceva delicat. Te întreb ceva delicat, pentru că până acum ai povestit și ai făcut o caracterizare foarte consistentă, vorbind despre modul în care antrenamentele sunt foarte, foarte, foarte riguroase, totul e dus, super profi, însă cum se descurcă jucătorii cu înjurăturile lui Petrescu? Asta e o chestie pe care vreau să o întreb și o întreb la toți jucătorii care lucrează cu Petrescu, pentru că e o chestie totuși care nu e tocmai în regulă. Dacă luăm fotbalul de acum vreo 20 de ani, 30 de ani, așa, era, și eu am avut jucători care antrenori care mă jurau și care mi-a mai dat o palmă, da? Dar bun, palmă așa, nu de, așa, cum zice, părintească, să așa, spun așa. Da. Și am dat 7 goluri după ce mi-a dat palma aia într-o repriză. Cine? Dar, la tineret, la junior, unde? Da, la junior. Așa. La pauză unui meci. Știi cine? Era Roli Noaghe, antrenor, da. Dar a venit, ne conducea ultima echipă de pe ultimul loc. Eram la, jucam și divizia C, ceva divizia C, divizia D și junior. Da. Și a venit Gigi Borugă, în vestiar, atunci el era așa și, bine, fiind prieten cu tatăl meu, a fost antrenor, își permitea, adică era ca și taică meu. Mi-a dat un așa peste cap și a zis, fii atent că dacă nu ieși acum și dai goluri, nu pot să spun. Așa. Te bag. Și am ieșit și am dat 7 goluri, deci... Wow. Acum sunt sensibil, okay. Acum dacă atingi așa un copil, că nu eram copil, eram la 13, 14, 15 ani. Gata, Facebook, Instagram, e adevărat, așa, însă când înjurăturile sunt dure și sunt de mamă. Dar nu le auzi, nu le auzi, adică, într-adevăr, nu... Eu n-am auzit cât am fost eu acolo să înjure de mamă sau ceva, înjură, într-adevăr. Sunt înjurăturile. Mediu ăsta fotbalistic sunt și înjurături, dar n-am auzit de mamă sau cel puțin pe mine. Da, probabil m-am mai înjurat, dar poate te faci că n-auzi, știi că probabil o meritai. Dar, până la urmă, suntem bărbați și... Na, n-avem... Nu suntem... Cel puțin n-am întâlnit cu mine jucători sensibili. Așa, să supere, m-am înjurat, nu mai joc. Dacă te-ai înjurat, fără să nu mai te înjure. Și joacă bine. Și eu se pare rău, te-ai înjurat. Ai vreo întâmplare cu Petrescu scurtă pe care o poți povesti? A, da. Una bună. Așa. Am fost în antrenament pe pauza mea, aia mea de 3 luni. Și eram în Spania și chiar am dat gol cu... Am câștigat 2-1, am dat gol cu vreo 2 sau 3 goluri. Am dat în antrenamentul ăla, am avut 3 meciuri. Și
Tot le ziceam la colegi, zic că mă, ăsta îmi place de mine acum că am venit, zic că numai bine m-am pregătit. A, îi place, că adevăr, când dai goluri. Și era pe, chiar la recepție acolo, era pe o pe urcai așa la recepție și numai așa îmi făcea cu ochiul, că bravo, bine, și bravo, bine, și juca, cum îl cheamă, Lasina Traore. Da. Pe Lasina Traore, bravo, mie tot făcea cu ochiul, că bine, că ăsta, și era Lasina Traore în lot. Da. Asta era. Bun, mergem mai... Eu n-am avut, cu toți antrenorii m-am înțeles, nu știu, să zic că un antrenor, dacă n-am avut ceva cu el, chiar foarte bine. Și chiar zicea, dacă sunt un jucător capricios, comentez, chiar, diametral opus. De la Petrescu, hai să vedem, mai avem, cred că, o poză. Cel care ți-a fost antrenor la echipa națională. Da, echipa națională. El m-a convocat la echipa națională. Un antrenor care era foarte exact ca și stilul lui, ca și stilul lui de joc, bătăios așa. Pe stilul spaniol, îi plăcea să joace, era să fim foarte agresivi. M-a avut încredere mare în mine și de la primul meci când am fost chemat, eu am fost chemat atunci când s-a accidentat un jucător. Și de la primul meci când am ajuns acolo, m-a aruncat în luptă cu Danemarca, țin minte că am debutat. Foarte atent și el la detalii. Îmi pare rău că nu a obținut mai mult, dar un antrenor bun. M-a sunat și după ce a plecat de la echipa națională, atunci, după ce am terminat eu cu CFR Cluj, am mers la Dinamo, să merg și eu la Dinamo, dar a fost păcălit părerea mea atunci. Și dar deși Dinamo a arătat înainte să meargă la echipa națională, a arătat foarte bine, foarte, foarte bine cu el antrenor. Cum ți se pare echipa națională acum? Acum mi se pare echipa națională, acum chiar este într-o transformare. Pentru că înainte au fost așa și jucători cu experiență și cu ăsta, acum chiar că sunt jucători mulți tineri și s-au schimbat generațiile. Înainte, într-adevăr, acum erau jucători cu experiență care se făceau un mix așa, acum chiar trebuie să avem încredere, că altfel nu avem ce să facem. Ăștia suntem, cu ăștia mergem înainte, nu putem să scoatem alții, de unde să scoatem alții? Problema nu cred că este la echipa națională, problema, am mai vorbit eu despre lucrurile astea, problema este de jos. Pentru că de jos se face o casă, de jos se poate schimba echipa națională și sunt N exemple în Europa și în lume, dar în Europa, că sunt mai apropiați decât noi. Și dacă nu știm să concepem noi, trebuie să copiem ceva, trebuie să furăm de la alții, să vedem cum au făcut ei și au echipa națională, pentru că suntem un popor de oameni și jucători foarte talentați. Doar ca să știm. Și noi, ca nații, suntem așa mai de lăsători și, nu știu, ne mulțumim cu puțin, părerea mea, mai ales de la junior pornind. Și condițiile care sunt la junior, că văd eu acum copiii mei, că chiar astăzi plecăm la un turneu la Belgrad, cu așa. UTA, da? Cu juniorii și am văzut acolo pe detaliile turneului, se joacă pe 7 terenuri. Păi noi, nu știu dacă avem în Arad 3 terenuri pe care se pot antrena, câte echipe sunt pe aici. Se urcă unii peste alții din cauza că nu avem baze sportive. Și mai departe de la baze sportive, echipamente, mingi și de asta. O ultimă întrebare, cine crezi că ia titlul anul ăsta în Liga 1? Nu știu, bătaie foarte mare. Mă bucur că este așa, pentru că multe echipe au șanse la titlu și o să fie un play-off foarte, foarte frumos. Nu știu. Probabil, acum CFR-ul joacă și în grupe, dacă va câștiga astăzi, va merge în primăvară europeană, va fi un program destul de greu, deși are experiență foarte mare și are jucători lotul destul de schimbat. În ultimul timp sau acomodat și au rezultate foarte bune și au revenit. Sunt Rapid, arată foarte bine, Far arată foarte bine. Deci Craiova iarăși la fel. Deci va fi un campionat foarte disputat, n-am mai avut de mult atâtea echipe cu șanse reale la titlu. George, îți mulțumesc mult. Eu pot să spun una. Da, așa.
CFR, probabil. Da. CFR-ul mi-aș dori să ia campionatul. Și dacă erai acolo, la 31 de ani, nu erai jucător bătrân, cu încă 3 titluri, ai fi avut 6. La CFR eram tânăr acum. Da? Cum? Aveai 6 titluri. Cu ăsta de anul ăsta, dacă l-ar fi luat, Lăcătuș, da. 6 cu 1, 7 cu 1, 8, cred că îl depășeai pe Lăcătuș, dacă nu mă înșel, la titluri. Da. Păi are șanse Ciprian. Da, da. Dacă mai joacă așa, dacă joacă ca și Hoban, că tot mai mă întâlnesc cu Hoban, merge văzut. Că joacă ca Hoban până la 40 de ani. Mulțumesc mult de tot, George, pentru prezența în dimineața asta. Îți doresc multă baftă, multă sănătate. Ție, mulțumesc. Familiei tale. Toate cele bune, să ne revedem cu bine. Mulțumesc. Toate bune, numai bine. La revedere. A fost GSP Live, ne vedem mâine dimineață la 91 minut. Ne vedem și diseară înainte de Sivasspor CFR. O să analizăm meciul celor de la FCSB și o să discutăm despre partida Sivasspor CFR și apoi la finalul meciului Sivasspor CFR analizăm și această partidă. GSP Live special, așadar diseară. Mâine dimineață, Sorin Botiș, fost jucător la UTA, este invitat la GSP Live. Ne vom vedea la 91 minut. Nu uitați site-ul Gazetei Sporturilor. Votați în gala GSP 2022. Puteți câștiga premii dacă intrați și votați până pe 30 octombrie. O zi bună, toate bune, numai bine!